Ce fel de concepție te ajută să biruiești atunci când ești ispitit? Pentru a găsi răspuns la întrebarea aceasta, ne vom sluji de exemplul a doi frați. În cartea Geneza, ne întâlnim cu mai mulți frați care au destine diferite. Doi dintre ei, cam în aceeași perioadă a vieții, sunt ispitiți în domeniul sexual. Unul dintre ei poartă numele Iosif. Este vândut de frații săi și ajunge, printr-o serie de împrejurări, să fie ispitit de o femeie frumoasă a Egiptului. El reușește să biruiască ispita aceasta. În contrapartidă, cam pe aceeași vreme, după cum ne spune Scriptura, un alt frate de-a lui Iosif, pe nume Iuda, este și el cumva atras într-o capcană a sexualității. El nu biruiește. În spatele celor două situații antagonice, ne întâlnim cu două concepții despre viață diferite. Iosif reușește să biruiască ispita pentru că în momentul în care îi se fac avansuri, el pune o întrebare. Cum aș putea să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? De cealaltă parte, Iuda, când este atras în ispita sexualității, cade prada acestei ispite și găsim că în spatele acestui faliment stă concepția să nu ne facem de râs înaintea oamenilor. Două concepții radical diferite. Una l-are în centru pe Dumnezeu și alta imaginea pe care vrem să o pozăm înaintea oamenilor. Și aici cred că se găsește cheia. În momentul în care ești ispitit, întâi de toate gândește-te că este un Dumnezeu care vede, un Dumnezeu care cunoaște și un Dumnezeu care va răsplăti. Întotdeauna, când stai în fața ispitei, gândește-te întâi de toate nu la imaginea pe care o poți acoperi înaintea oamenilor, ci la imaginea pe care nu o poți acoperi înaintea lui Dumnezeu. De cealaltă parte, Iuda mă învață că voi cădea ispitei atunci când înaintea mea tot ceea ce contează este părerea oamenilor și nu părerea lui Dumnezeu. Ce contează întâi de toate pentru tine? Să arăți bine înaintea oamenilor și să cazi în ispită, cumva scuzându-te? Sau să înțelegi că cel mai important e ce zice Dumnezeu despre tine și că înaintea lui totul este gol și descoperit? Te invit să gândești în modul cel mai serios că biruința asupra ispitirii este conștientizarea prezenței permanente a lui Dumnezeu. El vede, El știe și El va răsplăti.